Sosește excelența sa, Klaus Werner Iohannis, președintele României. Se intonează imnul național al României. Temeiul prevederilor articolului 85, aliniatul 1 și al articolului 100, aliniatul 1 din Constituția României Republicată, având în vedere hotărârea Parlamentului României numărul 45 din 17 noiembrie 2015 pentru acordarea încrederii Guvernului, președintele României decretează. Articol unic. Se numește Guvernul României în următoarea componență. Dacilian Julian Cioloș, în funcția de prim-ministru al Guvernului României. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vasile Dâncu, în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile, libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să ne ajute Dumnezeu. Costin Grigore Borc, în funcția de viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Lazar Comănescu, în funcția de ministru al afacerilor externe. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Petre Tobă, în funcția de ministru al afacerilor interne. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Achim Irimescu, în funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale a cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mihnea Motoc, în funcția de ministru al Apărării Naționale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vlad Tudor Alexandrescu, în funcția de ministru al culturii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Victor Vlad Grigorescu, în funcția de ministru al energiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Curaj, în funcția de ministru al Educației Naționale și Cercetării Științifice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Anca Dana Dragu, în funcția de ministru al Finanțelor Publice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Carmen Aura Răducu, în funcția de ministru al fondurilor europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor,
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Raluca Alexandra Prună, în funcția de ministru al Justiției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cristiana Pașca Palmer, în funcția de ministru al mediului, apelor și pădurilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Claudia Ana Costea, în funcția de ministru al muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marius Raul Bostan, în funcția de ministru al comunicațiilor și pentru societate informațională. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea
pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Patriciu Andrei Achim Așcadariu, în funcția de ministru al Sănătății. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Elisabeta Lipă, în funcția de ministru al Tineretului și Sportului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dan Marian Costescu, în funcția de ministru al transporturilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Victoria Violeta Alexandru, în funcția de ministru pentru consultare publică și dialog civic. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Ciprian Bucur, în funcția de ministru delegat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dan Stoienescu, în funcția de ministru delegat pentru relația cu românii de pretutindeni. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ioan Dragoș Tudorache, în funcția de șef al Cancelariei Primului Ministru. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule președinte al Curții Constituționale, domnule prim-ministru Dacian Cioloș, doamnelor ministru, domnilor miniștri, onorați invitați, societatea se schimbă. Societatea românească s-a schimbat. Societatea de astăzi are alte așteptări decât societatea de acum 10 ani sau de acum 25 de ani de imediat de după Revoluție. Societatea se schimbă și se schimbă așteptările societății. Se schimbă așteptările față de clasa politică. Și dacă diferența între așteptări și realități devine prea mare, intrăm în criză. Mulți au vorbit în aceste zile despre criza în care ne aflăm. Mulți au vorbit despre criză, puțini au definit-o. S-au ținut cuvântări cu diferite ocazii și astăzi în Parlament. S-a spus că nu am avut o criză guvernamentală. S-a spus că nu am avut și nu avem o criză parlamentară. S-a spus că nu avem nici măcar o criză politică. Și atunci se pune întrebarea legitimă, dar ce fel de criză avem? Avem cea mai gravă formă de criză. Avem o criză de încredere. Avem o criză de încredere a cetățeanului față de politicianul pe care l-a ales să-i reprezinte interesele. Încrederea este bunul cel mai valoros în politică. Se câștigă greu, se pierde foarte ușor. Această criză de încredere ne-a dus în situația în care suntem acum. Am vorbit mult cu liderii politici, am vorbit cu oamenii din stradă, am vorbit cu reprezentanții societății civile. Protestatarii mi-au spus că sunt nemulțumiți de clasa politică, vor altă clasă politică. Politicienii mi-au spus că au înțeles așteptările, că au înțeles solicitările, dar politică fără partide politice, așa mi-au spus, nu se poate. Este foarte adevărat. Politică fără partide politice nu se poate. Dar într-o democrație, nici fără popor nu se poate. Dacă politicienii se îndepărtează de alegător, atunci apare o situație similară cu cea în care am ajuns noi astăzi. Constatăm o înstrăinare din ce în ce mai profundă între alegători, pe de o parte, clasa politică, pe de altă parte. Așa s-a făcut că niciun partid nu a venit să propună un politician care să preia funcția de prim-ministru. Așa am ajuns eu să propun
un independent pe domnul Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru, cu recomandarea de a pregăti un guvern independent politic. Acest guvern independent politic este o șansă pentru România, fiindcă în timp ce acest guvern independent va guverna, partidele politice vor avea ocazia, timp de un an de zile, să se reconecteze la alegători. Ar fi excepțional dacă partidele politice ar folosi această oportunitate pentru a-și defini programe atractive, pentru a se apropia din nou de alegător, în acest fel să avem, după alegerile parlamentare, o clasă politică care reprezintă fără discuție alegătorii, fără criză și care cu multă energie va putea să continue să construiască România prosperă și puternică pe care ne-o dorim cu toții. Sper ca acest lucru să se întâmple. Domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, vă felicit. Vă felicit pentru că ați primit un vot hotărât, da, în Parlament. Dar vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru curajul de a prelua acest portofoliu. Nu este ușor. Politicienii, mai devreme sau mai târziu, vă vor spune că, de fapt, nu-i reprezentați. Este o eroare. Este o eroare fundamentală. Guvernul, acest guvern, Dacian Cioloș, are absolut toată legitimitatea. A primit-o prin votul de investitură din Parlament. Puteți să mergeți drepți înainte, să vă puneți în practică proiectele, programele, politicile în folosul României. Acest guvern independent este un pas înspre clasa politică reconectată la alegători, înspre clasa politică pe care și-o doresc oamenii. Este un pas. Va dura un an de zile. Folosiți acest an din plin. Doamnelor și domnilor, un an de zile este puțin, este foarte puțin în politică, dar este suficient de lung pentru a guverna România bine, pentru a asigura un cadru foarte bun pentru alegerile locale, pentru alegerile parlamentare și pentru partidele politice care doresc să se reformeze. Vă doresc mult succes! Mulțumesc!
said to myself, should I?